Clujul este al doilea oraș din țară, după București, unde lucrează cei mai mulți IT-iști. Și dacă vă gândiți că toți IT-iștii sunt mulțumiți de salariul pe care îl câștigă, aflați că 3/4 dintre aceștia sunt complet nemulțumiți. Potrivit unui studiu realizat recent pe piața IT, doar 32% dintre informaticienii clujeni sunt complet mulțumiți de venitul pe care îl au, în timp ce 41,2% sunt convinși că ar câștiga mai bine într-o altă companie. Peste 100.000 de persoane lucrează în prezent în acest sector. Avantajele fiscale și costurile relativ reduse cu forța de muncă au generat o creștere de 75% a numărului de angajați în doar 6 ani. Cu toate acestea, industria IT&C se confruntă cu mari provocări de disponibilitate și retenție a forței de muncă. Același studiu mai arată că factorul financiar este decisiv atunci când vine vorba de schimbarea jobului. 88,1% dintre IT-iști și-ar schimba locul de muncă dacă ar câștiga mai bine. Dar pentru informaticieni nu doar salariul contează, ci și atmosfera de la locul de muncă, atractivitatea proiectelor în care sunt implicați și relația cu managerul direct. De asemenea, sunt importante numărul de zile libere acordate, bonusurile financiare extra salariu, dar și flexibilitatea orarului. Studiul de piață realizat de NNC Services conturează o imagine a resurselor umane din industria IT&C și analizează percepțiile angajaților cu privire la factorii motivaționali din companiile locale. Studiul are la bază răspunsurile a peste 500 de angajați specializați în diferite tehnologii și care provin din orașe cu un număr semnificativ de companii din industria IT, precum București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara.